Primăvara ne bate la ușă și meșterii populari confecționează cu zor sute de mărțișoare. De exemplu, Georgeta Silion din comuna Stăucenii, județul Botoșani, pregătește din timp mărțișoare unice lucrate manual, dar și în funcție de preferința clientului, simboluri ale primăverii care ajung să fie purtate de cei care păstrează tradiția. Mă duc în câmp, eu știu loc, uitați, cu sămânceara asta, cu bușlucul ăsta așa. Uitați din astea, eu vopsesc, eu liculec și astea din câmp aduse de mine și galbene și mov, toate culorile le aduc, uitați și roz, și hai să găsiți rozul aici, iertați roz frumos, eu le vopsesc. Le știu care stau așa și care nu se fărâmă și care le cunosc, na, le cunosc de acum. Uitați, astea sunt așa sele mov de pe câmp, le-am cules, le-am uscat. Și astea, și aici, uitați aici. Astea sunt florile de pai, astea sunt așa ele, naturale. Așa îmi place mie. Mie nu-mi place să pun acolo floricică și gata. Nu. La mine dacă nu e frumos, dacă nu e cu mesaj, la mine nu. Deci aici te iubesc, tate. Deci, te iubesc, tate. Sau, așa mi-a cerut, uitați aici, copilul care bate la tobe. Deci sunt cu mesaj. Că vin, dacă bunica aveți, dacă nu așa, avem mai și așa. Te iubesc, mama. Te iubesc, Nașa, așa mi-a cerut clienții mea. Ia uitați, aici un băiet care cântă la orgă. Iată, și cu microfonul în mână. Produsele lucrate manual de Georgeta Silion din comuna Stăuceni au ceva aparte. Aduc cu ele zâmbet, culoare și bucurie în sufletul celor care le primesc. Fiecare astfel de produs poartă cu el amprenta creatorului și îi spune o poveste. O poveste a orelor din spatele unui mic simbol al primăverii pe care cei care păstrează tradiția îl vor purta cu drag în piept. Sunt atât mărțișoare tradiționale lucrate de mână, precum trifoiul, buburuza, dar și modele noi în funcție de preferința clientului. Dau corașe de două ori inimioara, lăs susucii, după aia pictez sau lipesc florile, după aia le dau cu vopsea albă, cu un spray alb, așa ca să le iei luciu, după aia le pun floricele și după aia la urmă dau cu lac. După aia el face găurică aici așa, face găurică mic așa ca să intre ața, punem ața, legăm fundița, punem cartonașul, e greu. Până punem cartonașul, tăiem așa, îl facem frumos crestat, punem ațișoara, punem boldușorul, punguța, lipim. Deci e o leacă de muncă la mărțișor. Nu chiar gata, două ață și gata. Deci eu cel puțin, eu muncesc la mărțișoare, muncesc foarte mult. Mărțișoarele lucrate de Georgeta Silion sunt unice. Sunt unicate toate. Eu când fac așa, să zicem, fac câte 10. De exemplu, bunica cu fetiță fac câte 10. Nu pot să fac mai mult de 10. Și nu sunt la fel, că doar pot să, dacă vă uitați, nu sunt la fel. Că una e mai strâmbă, una e mai așa, una e mai dreaptă, una e mai slabă. Că n-am cum, că eu pun ochelarii și mă pun așa la masă, pun lumina mea așa. Și nu e greu când scot ochii, vă dublu, știi, nu e ușor, la vârsta mea nu e ușor, dar dacă îmi place, nu. De câți ani faci? Păi, cam de când ești la târg, fac și mărțișoare, cam de când ești la târg, nu tot de 10 ani așa. Ei, eu făceam mărțișoare și noi făceam, dar așa știam și trei și nu mi-a vrea altceva. Deci eu aș vrea să fac numai tradiționale, dar nu să cumpăr și nu vreau să mâncesc. Dacă lumea nu vrea. În spatele unui mărțișor lucrat manual se află multă strădanie. Se află câteva ore bune de muncă, iar Georgeta, ajutată și de soțul ei, confecționează mărțișoare de mai bine de 10 ani, simboluri ale primăverii pe care le vinde atât clienților fideli cât și la târguri.